nou se apropie finalul celui de-al doilea turneu ITF Pro Circuit. După ce în primul turneu reușea să câștige trofeul, Ilona Georgiana Gheoroaie s-a calificat și în semifinalele celui de-al doilea. Tenismena din România a trecut de ucraineanca Veronica Capșai. În primul set, Ilona a învins cu 6 la 1. În partea secundă, la scorul de 2 la 0 după 47 de minute de joc, ucraineanca s-a retras din cauza unei accidentări. În alte partidă sârboaica Tamara Kurovici a dispus cu 6 la 2, 2 la 6, 6 la 2 de franțuzoaica Estel Cascino. Și Andreana Sosnovski a trecut mai departe, într-o oră și 55 de minute, cu scorul de 7 la 5, 6 la 2 de ucraineanca Helen Ploschina. Favorita numărul 1, Alexandra Perper, a reușit să o învingă pe Iulia Starodupțeva cu 6 la 2, 6 la 3. Turneul de la Chișineu are un fond de premiere de 10.000 de dolari și se va disputa până pe 9 octombrie.